Capitolul al patrulea Să râzi împreună cu trecutul Citat din Bernard Siegel Lumea e rănită, toți sunt răniți. E destul de greu să încercăm să fim veseli atunci când purtăm cu noi povara trecutului. O cale de a tolera o parte din suferință, furie, frică, neșansă, este să descoperim umorul din situații și apoi să râdem de ele. Cine îmi spune că n-a fost ușor să se maturizeze, uită că... Citat. Nu e niciodată prea târziu să ai o copilărie fericită. Așa cum a constatat Tim Robbins, autorul cărții Still Life with Woodpecker. Care... Eu am avut o copilărie confuză. Pe de-o parte, cei din familie mă iubeau dincolo de puterea mea de înțelegere. Pe de-altă parte, eram sacul lor de box. Eram cunoscut drept Samson, din moment ce aveam păr pe toți spatele. Și de fiecare dată când un membru al familiei încerca să mă educe, spinarea mea era a ținta tuturor problemelor nerezolvate și a furiei sale din trecut. Eram terapia lor prin lovire. Natura își protejează în mod creativ speciile, acoperindu-le cu păr părțile vulnerabile la lovituri. Astfel, am căpătat mult păr pe spate și porec la Samson. Sacina mea era să îndeplinesc fanteziile surorii mele, pe când aveam șapte ani, iar ea 14, am mers să vedem un film în care juca Tyrone Power. Când am ajuns acasă, a insistat să o sărut așa cum făcuse Tyrone Power în ultima scenă, când salvase o fată. Ea urma să fie fată. Eu am protestat. Nu pot ajunge la tine. Atunci eu urcă-te pe scaunul acela și sărută mai ca Tyrone Power, a insistat ea. A trebuit să mă duc să văd filmul. M-am tot dus, până când am făcut-o ca lumea. Pe atunci nu era ca acum cu aparate video și stop-cadru sau derulare, înainte, înapoi, înainte, înapoi. Trebuia să-mi cumpăr bilet, să văd film, să plec spre final, ca apoi să merg din nou la ghișeu, să cumpăr un alt bilet ca să pot vedea din nou scena finală, și apoi din nou la bilete și tot așa, până când am crezut de cuvință că pot să o sărut cum trebuie. Când aveam 9 ani. A mea, care atunci avea 16 ani, mi-a spus că va trebui să învăț să cânt la trompetă. L-a alungat pe Tyrone Power pentru o nouă iubire, Henry James, un muzician faimos cu sunet gingaș de trompetă. Eu era mult mai interesat de nulia lui soție, Betty Grable, care avea o mare trecere la soldații din al doilea război mondial. Of, după multe insistențe, după multe săcăieli din partea surorii mele, am implorat-o pe mama să ne cumpere o trompetă. De ce? Întrebam. De cine s-a mai îndrăgostit acum? a întrebat cu și retenii. Și chiar am învățat să cânt la trompetă. Pentru lecții de muzică am apelat la bărbierul italian Johnny. În schimb unui dolar pentru fiecare lecție, Johnny m-a învățat notele muzicale și mult mai mult decât atât. Mama era chiar mulțumită pentru că rezolvase problema aparatului meu dentar, întrucât dantura mea era și încă mai este ieșită în afară. S-a gândit că așa v-am pușca trei iepuri dintr-o dată. Voi deveni trompetist. Sora mea își va îndeplini fantezia și dinții mei strâm se vor îndrepta. Asta numai dacă voi apăsa cu buzele suficient de tare pe gingii. Din păcate, n-a murit niciun iepure. Aceste fantezii au fost tolerate până în ziua în care am descoperit că sora mea era îndrăgostită de Wiz Pep, campion mondial la box, categoria grea. Când am văzut mânușile de box în camera mea, am știut că va trebui să le folosesc. Și știți ceva? Am făcut-o și pe asta. Adesea îmi imaginam că mă aflu în ring și că eu sunt cel mai bun dintre toți. Și totuși, până în ziua de astăzi, sunt un găgăuță la sărutat, la ascultat concerte de trompetă și la privit meciuri de box. Oh, Și știu că pentru niciunul dintre noi a fost ușor să crească. Cred, în ciuda furiei pe care o simțeam față de părinții mei și față de sora mea, ei au făcut ce era mai bine în acel moment. Și nici nu cred că părinții mei se trezeau în fiecare dimineață spunându-și: În câte feluri putem nenoroci astăzi viața fiului nostru? Cred că au procedat și au făcut cum s-au priceput mai bine. Câți dintre noi cred că părinții nu i-au iubit îndeajuns numai pentru că nu au primit exact ceea ce își doreau? Dar, încă o dată, Câți dintre noi au cerut, de fapt, ceea ce își doreau? Probabil că ne spuneam în sinea noastră. Dacă m-ar iubi cu adevărat, atunci ar da seama ce-mi doresc, fără să le mai cer. Ei bine, nu prea cunosc foarte mulți părinți cititori de gânduri profesioniști. Noi doream de la ei imposibilul și atunci când nu ne îndeplineau așteptările, simțeam că nu ne iubesc când de ajuns sau că nu merităm să primim ceea ce ne dorim. Și chiar și în ziua de astăzi, unora le este frică să ceară ceea ce își doresc, pentru că în adâncul sufletului simt că din moment ce părinții lor i-au refuzat, atunci cine altcineva s-ar putea crede în stare să le ofere ceea ce își doresc cu adevărat. Așa că începem să ne concentrăm atenția mai degrabă asupra nevoilor oamenilor din jur decât asupra nevoilor noastre. Părinții noștri au făcut la fel ca părinții lor, dar noi avem șansa să distrugem acest ciclu repetitiv. Încercați umorul încă o por pe mama în minte. De fiecare dată când merg la restaurant, nu comand în funcție de felurile de mâncare din meniu, ci în funcție de prețurile listate. Dacă văd o salată care mă atrage și o salată care e mai ieftină, o comand pe cea mai ieftină. Chiar dacă mi-ar displăcea nespus. Dar vedeți voi, e mai ieftină, economisesc bani. Când salata nedorită e servită, trebuie să o mănânc pe toată, pentru că va trebui să o și plătesc. Și dacă mă întrebați cumva dacă mi-a plăcut, răspunsul meu constant este cel al lui Woody Allen. Mâncarea a fost teribilă. Nici de cum suficient. De fiecare dată când merg la cumpărături și mă opresc să mă uit la ceva ce mi-ar plăcea să-mi cumpăr, vocea mamei pornește în mintea mea. Țiviel, niști. În și asta înseamnă costă prea mult. Nu ai nevoie de lucrurile astea. Și n-am nicio problemă atunci când cumpăr cele mai scumpe lucruri pentru copiii mei, pentru soția mea. Dar când vine vorba să cumpăr un lucru pentru mine, încep să transpir. Și chiar și astăzi, sora mea îmi poartă de grijă trimițându-mi hainele pe care copiii ei nu le mai folosesc. Altfel, n-aș avea nimic de purtat. Același lucru e valabil și pentru zborurile transatlantice. Contabilul meu m-a implorat să zbor la clasa business. Mi-a spus că eu, o cheltuială întemeiată, că o merit, că te țin o mică afacere. Din nou transpirația și mesajul din minte. Țifil! Chiar o aud pe mama strigând. Poți ajunge cu avion oriunde vrei, la fel de repede, chiar dacă zbor și la clasa a doua. Nu-mi permit să-mi iau concediu. Serios, am încercat de mai multe ori, însă aud mereu vocea mamei cu accent idiș, stârnindu-se în capul meu. Ce cu la făială? Ce, ești bancher? Îmi permit să am timp liber doar dacă vacanța include și un program de studiu sau o invitație și facilitează un workshop. Numai atunci îmi acord o zi, două, ca să mă destind. E ca și cum aș vrea să împac pac vocea din capul meu. Vezi, mamă, chiar am fost nevoit să merg la Londra. Studiez acolo. Mă identific în deoseb cu prietena mea din ora atunci când spune Niciodată nu voi fi dependentă de muncă. Știi, un dependent de muncă și aduce de lucru acasă. Eu nu sunt niciodată acasă. Cred că Freud a avut dreptate când a spus că ne căsătorim cu părinții noștri. Odată am pus la cale o surpriză pentru soția mea cu ocazia aniversării căsătoriei noastre. Am comandat bilete pentru Eilat, este o stațiune izraeliană la Marea Roșie, și am rezervat acolo un răsfăț complet pentru weekend. Voiam să-i spun că voi ține o prelegere în Tel Aviv, că o invit să vină cu mine și în loc să mergem la adresa stabilită să o conduc la aeroport și să o conving pe loc. Am abordat-o în timp ce citea ziarul. Vino cu mine la prelegere, i-am șoptit cu încântare. Te-am auzit și mai devreme, mi-a zis, fără să-și ridice privirea din ziar. Dar vreau să faci cunoștință cu câțiva oameni interesanți care vor veni acolo. Am pledat eu cuprins de panică. Nu am vreme de oameni ăștia, tăi interesanți. A bombănit ea. Bine, ai reușit să-mi strici surpriza pentru aniversarea noastră. Am rezervat bilete de avion și o cameră la un hotel din Eilat. Te rog, vino! Bilete de avion! a strigat ea. Și-a ridicat privirea pentru prima dată din ziar. Vrei să zbori? Dar cine regulă cu autobuzele din țară? Pentru tine autobuzele nu sunt suficient de bune? Înțelegeți? Mama mea, soția mea, îmi place să gătesc. Dar soția mea amestecă, se amestecă unde nu-i fierbe oala, sugerându-mi ce cratiță sau ce tigaie să folosesc. Uite, folosești o pe asta fără toarte, insistă ea, dându-mi oală veche fără mâner. Deja mi-a ars toate oalele bune. Iar când vin acasă, mă întreabă, ți-e foame? Când răspunsul meu este afirmativ, îmi poruncești, Schimbă-ți hainele. Îmi place cam așa pe care o porți. Mereu îmi mâncare pe tine. Ai grijă să nu-ți cape mâncare și pe jos. <laughs> M-am căsătorit cu mama sau nu? Soția mea mă sună pe mobil. Când răspund, da, alo? Mă întreabă, Leni, tu ești? Dar cine crede că este George? <laughs> Ați observat că telefonul sună mereu la un moment nepotrivit și că ceasul deșteptător sună întotdeauna într-un moment neinspirat? Iar partenera mea vrea mereu să poartă aceeași discuție serioasă în cel mai prost moment posibil. Chiar și în ziua de astăzi continui să mănânc deasupra chiuvetei. Mama obișnuia să-mi facă sandvișuri, aducea un scaun. <laughs> aducea un scaun și mă ordona. Mănâncă deasupra chiuvetei firmiturile, după cum știți. <laughs> Soția mea mă roagă întotdeauna să mănânc pâinea uscată înaintea celei proaspete. Brett un comic pe care l-am auzit cândva la o conferință de umor în New York, îmi amintește de logica din spatele acestei idei. Astfel, poți mânca pâinea uscată, în timp ce pâinea proaspătă se usucă tot el m-a ajutat să pricep mesajul ascuns al soției mele atunci când ea insistă. Dacă nu termin supa, va trebui să o arunc. Și aici vorbim despre o mare alegere. Ori gunoiul, ori eu. Când privesc în urmă, mi se pare ilar. Îmi aduc aminte. Mama mânca usturoi înainte de culcare îmi spunea că dacă îngerul morții îndrăznea să intre în cameră în timp ce dormea, avea de gând să îl întrebe. Cine este? Simțind miros de usturoi, îngerul morții nu ar fi avut de ales și ar fi zis Ha! Voi reveni mâine. Și apoi ar fi plecat în zbor. Era convinsă că așa primea timp în plus pe această planetă. Mama întotdeauna râdea din toată inima. Dar dincolo de asta, Mereu exista la ea un semnal suferinței interioare. După râs, inevitabil suspina. Oi, 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 ce groaznic! Și deci ce va fi? Despre ce vorbești, mamă, întrebam cu îngrijorare. Vremea! Dacă cineva suna și zicea că toate merg de minune, închidea telefonul și zicea, îmi pare rău, îmi pare rău, ați greșit numărul! De fiecare dată când spuneam ceva pozitiv despre mine sau când o complimentam, mama avea grijă și... Mă, repedea, mă repezea trântindu-mi replica, bla, 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 bla. Și nici nu aveam voie să aducem vreodată vorba despre banii pe care urma să-i primim bucuroși. Așa ceva ar fi fost nepotrivit. Simțeam nevoia, simțeam nevoia să fie aspră și piperată. Și asta numai pentru că exista credința că trebuie să te asiguri că nu ai prea mult succes sau, Doamne ferește, că nu vorbești despre succes. Dacă nu ești pregătit sufletește, să întâmpini o inevitabilă catastrofă ce avea să năpustească asupra ta și a ursitei tale. Unii o numesc pe asta de ochi. Cred că toată treaba asta are de-a face cu povestea lui Iov din Biblie. Iov, unul dintre cei mai bogați și sănătoși oameni și de asemenea unul dintre cei mai respectați, pierde tot atunci când satana decide în urma unui rămășac să-i pună la încercare credința față de Dumnezeu. Așa am învățat noi să nu vorbim despre cât de bine ne simțim. Mai bine să nu te simți bine deloc. Grijă mare, dacă râzi dimineața, vei plânge seara. Mama mă mă obișnuia să-mi spună povești aproape zilnic. Una era despre cazacii care aproape o violaseră și alta despre băieții evrei și mamele lor evreice într-un scenariu de viață foarte neobișnuit. Îmi povestea despre un băiețel care mereu îi spunea mamei sale cât de mult o iubește. Peste câțiva ani, când băiețelul a devenit tânăr adolescent, a cunoscut o fată și a cerut-o în căsătorie. Fata i-a spus că se va mărita cu el cu o singură condiție. În acest fel, fata va fi sigură că o iubește cu adevărat. Astfel, tânărul a luat un cuțit, s-a dus acasă și a scos mamei sale inima din piept. Cu inima ce-i încă în mâini, el zorea spre viitoarea lui Mireasă. Pe drum s-a împiedicat și a căzut. Atunci auzim murmurul inimii. Ai grijă, fiule, să nu te rănești, ești teafăr. Mai târziu am aflat că și alte mame evrei ce le spuneau fiilor lor aceeași poveste. Am ajuns la concluzia că în ciuda tuturor râsetelor și distracțiilor din familia noastră a existat întotdeauna un imperceptibil mesaj de condamnare. În casa părinților mei era interzis să folosești fraze ce conțin expresie. Îmi place. De exemplu, îmi place de mine. Îmi plac banii. Îmi place succesul. Îmi place să câștig. Îmi place să fiu popular. Îmi place puterea. Îmi place adulația celorlalți. Îmi place sexul. Sex? Absolut interzis. Glumești? Surorii mele i s-a spus că trebuie să rămână virgină până la căsătorie. A fost învățată că sexul este murdar, dezgustător și imoral și că trebuie să se păstreze pentru cel pe care îl iubește. Singura dată când tatăl meu a vorbit cu mine despre sex a fost atunci când m-a avertizat să nu mă masturbez. Prea târziu, a fost răspunsul meu grabnic, aveam 34 de ani și nu pricepeam care mai era rostul acelei conversații. Păi de ce tată să nu mă masturbez? Woody îmi spune că masturbarea este o oportunitate de a face sex cu o persoană pe care o iubești cu adevărat. Am citat eu cu multă oprăsnicie. Poți să o iei razna din cauza asta? M-a amenințat el. Păi pot să fac asta până încep să mă bâlbui? Am întrebat eu cu față inocentă. De fiecare dată când mă aflam în compania oamenilor care își aminteau cu greu numele și dădeau un bâlbăială, le spuneam complice. Și tu? Când eram mic, se spunea că dacă vrem să avem dinți și oase puternice, ar trebui să bem șase pahare cu lapte pe zi. După ce s-a încheiat cercetare, o cercetare pe acest subiect, investigatorii au descoperit că laptele este foarte riscant pentru sănătate. Ouăle, ni s-a spus, conțin vitamina D, așa că trebuie să mâncăm cât mai multe. Mai târziu s-a descoperit că ouăle te pot ucide. Tabletele cu sare au fost distribuite muncitorilor care transpirau. Mai târziu ni s-a spus că sarea te poate distruge. Și apoi, carnea te va ucide. Nu mânca hamburger, te va ucide și asta. Apoi, cercetătorii și-au dat seama că nu hamburgerul, ci condimentul din compoziția acestuia te va ucide. Apoi, ni s-a spus că nu avem voie să bem apă de la robinet, conține prea mulți microbi. A ajuns o manie să bei apă minerală perie, îmbuteliată din Franța. Cine bea apă franțuzească? Nici vorbă să găsești apă curată în Franța. E murdară. Nici francezii nu-și beau propria apă. Ei beau vin. USA Today a descoperit că sunt mult mai mulți microbi în apa minerală decât în cea plată. Și ai văzut, chiar și apa minerală are un termen de expirare. Ce se întâmplă când va depăși termenul de valabilitate? Se va transforma cumva în apă plată? oamenilor le este frică să se bucure de ceea ce mănâncă. Citesc etichete, numărul de calorii, conținute, se consultă cu specialiști. Spune, asta e viață? Unde este bucuria gustului natural de odinioară? Chiar dacă a mânca sănătos te ajută să câștigi un an de viață în plus, cine și-ar mai dori un an mai mult fără acel sandwich cu pâine de secară, cu pastramă, cu muștar, cu varză murată, cu castraveciori? Bret Lake spunea, voi începe să mănânc mâncare naturală atunci când oamenii vor înceta să mai moară de moarte naturală. Spun unii, dar dacă nu primesc acel an în plus, nu voi avea șansa să-mi văd nepoții. Dar oare a efectuat cineva un studiu despre câți oameni ar prefera să moară din cauza vocii și alunelor prăjite decât din cauza așteptării de a-și vedea nepoții născuți? În anii 50 fumatul era un moft actori, avocați, doctori, fumau încercând să fie la mod. Acum, toată lumea e isterică în privința fumatului. Studiile de azi arată că milioane de oameni vor muri din pricina bolilor cauzate de fumat. S-a obosit cineva să descopere câți oameni nefumători vor muri și de ce există pe pachetele de țigări eticheta care anunță FUMATUL poate cauza cancer, în timp ce pe sticlele de whisky nu apare nicio etichetă care să ne prevină. Băutura poate dăuna relațiilor tale. De ce n-au pus etichete și pe hamburger și pe conservele de ton? Conservele de ton te pot ucide. Până la urmă, am văzut că și nefumătorii mor de cancer. Desigur, de ce nu? Astăzi se vorbește foarte mult despre fumatul pasiv. Fumatul pasiv poate ucide. A murit de cancer. Ea nu fuma, dar soțul ei era fumător. El a omorât-o cu fumul. El e încă în viață și ucide și alți oameni. Îți poți imagina ce poate să-ți facă fumatul la mâna a treia? Eu empatizez cu oamenii care devin anxioși în preajma fumătorilor. Alții preferă să mănânce pizza cu mozzarella. Un cuplu din anii 80 care a avut grijă să mănânce sănătos și a făcut sport toată viața, a murit într-un accident de mașină. Când au ajuns în Rai, cei doi au fost primiți de un înger care i-a invitat la un banchet. Când au văzut ce li se servea, au refuzat, spunând că mâncarea este plină de grăsime și colesterol. Îngerul a insistat. Dar sunteți în rai deja. Nu mai contează ce mâncați." Bărbatul s-a uitat la soția lui. Cât costă toate astea?" L-a întrebat atunci pe înger. Nimic. Ești în rai. Aici totul este gratis." Deodată, întristată, femeia s-a întors spre soțul ei și a început să plângă. Oh! ce a trebuit toată viața să facem exerciții și să mâncăm sănătos, am fi putut ajunge aici cu cel puțin 10 ani în urmă. Mesajul nu vorbi despre norocul tău este adânc sădit în sufletul evreilor. Îmi dau seama că Israelul e singura țară din lume unde astăzi nu este de ajuns. Mâine va fi mai bine, așa spunem neîncetat. Iar când, socotește, când sosește ziua de mâine, vei auzi din nou același mesaj, înregistrat ca pe bandă. Totul va fi bine. Mâine va fi mai bine. Există chiar și cântece izraeliene dedicate așteptării următorului an, ca să vezi cât de bine va fi. De fiecare dată când mă confrunt cu obosita și bătrânească expresie totul va fi bine, răspund așa. Dacă poți decide că totul va fi bine, de ce nu poți decide că totul este bine acum? Răspunsul este, desigur. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Și cei cu toate aceste cântece de la radio, precum a fost cândva care văd trecutul, am sentimentul că cei mai mulți evrei trăiesc cu un picior în viitor și cu un picior în trecut. Și fac pipi în prezent. <laughs> Evreul mereu așteaptă ceva. Este scris în ADN-ul nostru să-l așteptăm pe Mesia. Este atât de greu pentru omul de rând să accepte prezentul trăind ceea ce este. Răspunsul la întrebarea ce mai faci este de obicei viața de rahată. Și nu numai atât, poți avea și meniu, avem de pildă viața mizerabilă sau aceeași porcării. Părerea mea este că toți cei ce îl așteaptă, părerea mea este că toți îl așteptăm pe Mesia. Totul va fi mult mai bine când va veni. Dacă vrei să înțelegi mai bine ce spun aici, ascultă imnul național al Statelor Unite. Este plin de putere, de speranță, de tupeu. Apoi ascultă lacrimogenul in israelian. E plin de patos, de abis, de tragedie, de pledoarii pângăcioase. Pur și simplu, așa am fost programați. Am mers odată la Istanbul, arături de cumnatul meu, care m-a avertizat că Turcia e o țară musulmană și că trebuie să ne abținem să vorbim în ebraică și să râdem zgomotos, ca să nu atragem atenția asupra noastră. Mai târziu, în timpul aceleia zile, m-a întrebat serios. Te distrezi? Definesc un evreu ca pe un om care, în momentul în care va începe să se simtă bine, se va piti într-un colț până îi va trece. Charlie Chaplin a spus că diferența dintre comedie și tragedie este doar distanța. Acolo, văzute de aproape, lucrurile par tragice. Dacă te distanțezi de acolo, te alegi cu o comedie pe cinste. Formula acestui concept este T mare plus T mare egal C mare. Tragedie plus timp egal comedie. Poveștile despre trecutul nostru care cândva erau dureroase acum par vesele. Până în clasa 11-a, buzele mele nu au atins niciun fel de carne. Eram aproape săraci. Mâncam fulgi de porumb la micul dejun, numai dacă aveam grijă să nu ating farfuria cu lingura ca să o trezesc pe mama. Asta chiar o enerva la culme. La prânz mâncam plăcintă congelată pe care învățasem să o coc singur în cuptor, deoarece părinții mei munceau. Iar la cină mâncam trei ouă, pâine și brânză. Prima dată am văzut carne pe masă când sora mea s-a logodit, mama l-a invitat pe viitorul ei la cină. Firește avea să-i ofer o masă regească. Astfel am avut prima mea întâlnire cu o friptură de miel. Carne la cină? Uau, wow, ce se întâmplă aici? Am întrebat inocent, simțind cum mama mă ciupea pe sub masă. În timpul cinei tot spuneam viitorului meu cum nace, fericit eram că să va căsători cu sora mea pentru că așa voi putea mânca costiței de miel. Coapsa mea a fost vânătă o săptămână întreagă de la atâtea ciupituri. Ca să fii comic, cred că trebuie să fi avut o copilărie dată peste cap. Asta ne cam califică pe toți pentru meseria de comic. Să fii amuzant nu înseamnă neapărat să știi să spui poante. Înseamnă să alegi să vezi umorul și paradoxul ca pe o cale de a gestiona suferința. În plus, atunci când ești nefericit, râsul arde caloriile mâncării în exces. Este cel mai simplu exercițiu și poți să-l faci chiar și stângios. Acesta a fost capitolul Să râzi împreună cu trecutul.